Că ce nu știați dumneavoastră, știați dumneavoastră o parte. Dumneavoastră știți că mut peretele. Da? Da. Dar ce nu știți dumneavoastră este că eu voi sparge toți acești pereți. Ăștia toți și tavanul. Când? Va fi dat jos complet, se decapitează tot complet, se decapitonează, rămân doar pereții din exterior. Uite ăștia, uite că pot vedea aici. Pereții din OSB-ul, se pot vedea, vor rămâne ăia și în locul lor vor veni rigid nou-nouți. N-ai dat ăsta jos de aici. Nici n-am plecat, nu l-am dat jos de aici pentru că... Asta mi-e frică. Asta și ne-am gândit că nu. O să revenim înapoi cu peretele de unde am plecat. Nu. Bă da, trebuie să revenim cu peretele înapoi pentru că noi am vrea să facem o sobă pentru iarna ailaltă, aici. Dar unde fac soba, vorba lui Ramona, ce? Unde fac soba, unde stăm noi? E prea mic locul. Și ca să dărâm peretele ăla, să mă duc spre gârlă, iar e complicat, că trebuie să-i demontez structura casei și după aia să mă duc încolo, fac alt perete, numai ăla nu mai rămăsese nedărmat. Ăla e singurul perete care n-a suferit modificări. Ăla, da, zic ăla... Și atunci ce m-am gândit eu? Uitându-mă astăzi, până să veniți dumneavoastră la casă, așa, am constatat următorul lucru. Vin cu peretele înapoi aici, că e simplu! E ca la Lego, îl iei de aici și îl pui din coa. Dar nu e și mic dormitorul până la urmă? Sau nu e? Puteți să obișnuiești cu dimensiunea dormitorului? Nu-i vreo că nu poți să te obișnuiești. N-ai loc că trebuie să mai faci o sobă și unde stai. La asta e chestia, știi? Asta e, că trebuie să faci sobă acolo. Și atunci eu vin cu peretele înapoi. Să vezi ce decizie am luat eu astăzi. Așa. În gândul meu, am zis, vin cu peretele aici, mă duc cu geamurile astea până în digul ăla și fac living-ul de aici încolo, că e destul. De aici până în digul ăla e destul loc. Dar ce fac eu cu partea asta și cu partea de sus de aici, de pătrați, care rămâne? Că iar rămân cu niște pătrați la jumătatea camerei. Și atunci facem altceva, ca să fie împăcată și capra și varză. Ăsta, de aici, din peretele ăsta până în geamurile de lopan, acum, gangul ăsta, poate să rămână ca hol de intrare, în casă, că trebuie și un hol. Poate să rămână ca hol. Iar de acolo, de unde sunt geamurile acum, încolo până în digă, ce este destul un living, destul de mare. Uite, până în digul ăla, toată suprafața aia, câte ți se iasă toată aia, numai o cameră. E destul de mare. Și atunci, la mână deja am să obseze când au zis proiectul. Și atunci, că ea nu știa de proiectul ăsta, nu-i spusese. Și atunci, ăsta o să rămână ca hol de intrare, de trecere, și ăla o să rămână living. Când vrei să intri, poți să intri frumos în hol dacă vrei și de hol intri în asta. Sau intri în altă, nu la hol. Și de hol intri în cameră, știi? Știi la ce mă refer? Absolut nimic nu înțeleg, dar mergem mai departe. Deci va rămâne hol ăsta, practic. Dar n-a fost hol? Nu a fost. N-a fost hol. Nu. Acum va deveni hol. Dar până cu ce a fost? N-a fost nimic. A fost o cameră, o intrare. O intrare. Că problema este că, dacă stau să mă gândesc eu bine, nu, mai încolo a fost. Mai încolo un pic a fost holul de la vechea casă. Așa. Care era îndrept cu scări. Așa că holul acum vine mai încolo acea nouă casă. Deci vine un hol frumos așa aici, de aici intră în dormitor și în partea aia altă acolo intră living-ul. E foarte simplu. Deci, iar în capătul holului aici o să fac bucătăria. Cum a fost înainte la casă. Și intră de hol. Că așa aveam casa înainte, intrai în hol, de hol intrai în dormitor, în sufragerie, în partea alta intrai în cameră, în camera cea mică, în capa de trei era bucătăria și baia, în partea alta era cameră. Exact în sistemul ăla o să iasă și acum, dar nu o să mai iasă chiar atâtea camere. O să iasă una mare în partea aia, una în partea asta. În concluzie. În bucătărie aici. Pleacă peretele de la dormitor acum. Pleacă înapoi și geamul se mută iar. Nu. Geamul se mută în față, păi da, geamul la living. Să face tavan aici, din nou. Că ce nu știați dumneavoastră, știați dumneavoastră o parte. Dumneavoastră știți că mut peretele. Da? Da. Dar ce nu știți dumneavoastră este că eu voi sparge toți acești pereți. Ăștia toți și tavanul. Când? Va fi dat jos complet, se decapitează tot complet, se decapitonează, rămân doar pereții din exterior. Uite ăștia, uite că poți vedea aici. Pereții din OSB-ul, se poți vedea, vor rămâne ăia. Și în locul lor va veni rigid nou-nouți pus, dar fără izolație până interior ca să mai stea șoricinile. Va rămâne gol pentru că deja am izolație pe afară. Păi așa, să ne orientăm, să începem cu pași mici. Când dărâm toți ăștia acum? P-
Păi eu m-aș apuca și acum dacă m-ar lăsa frigul. Nu, nu, peretele ăsta când vrei să-l aduci înapoi? La primăvară sau acum? Nu, acum vreau să-l aduc. Ha. Eu acolo aș aduce, cât de curând. Cât de rapid trebuie făcută situația. E o situație care nu suportă amânare, trebuie neapărat reîntoarsă situația, tradiția. Dar ca să păi eu... câte chinuri să pui ușa aia acolo? Cât ai mult? Nu-i problemă, păi ce, nu se dă jos înapoi și așa am pus-o pe dos. Și... cum îl... Dar bine, partea asta o pun invers, o pun de să deschide în coașă, nu mai știu ce sticlă. Și cum prinzi aici asta? Cum? E simplu, că uite, e simplu ca bună ziua. Se recuperează toată situația, toată structura înapoi, uite. Situația de pluton. Păi, se scoate astea de aici înapoi, că aici de desubt e găuri. E găurile care au fost tâlpi. Bagă în jos și dau cu șocanul și să bagă sus în temelie înapoi. Este simplu de băgat toată situația. E simplu ca bună ziua. Numai să vrei să faci, știi? E foarte simplă situația. Situația este cum nu se poate numai bine de așa. O să fie foarte frumos. Foarte bine o să fie așa în felul ăsta, sistemul ăsta. Și o să fie o boierie, o să fie. Decât că nu o să mai fie geamul pe peretele de aici. Dacă rămâne gol, că dacă fac gol, treacă. Trebuie o ușă și mie aici. Eu nu-ți cer să fac cu dihania pe roas. Și pleacă și geamul ăsta de aici de sus? Ăsta, dă-mi... Ăsta, geamul aici se mută aici în față. Alte găuri, alte alea? Păi dar nu-i cum, că nu-i nicio gaură deocamdată, încă. Că se face tavanul nou și atunci se proiește conform geamului. Se pune geamul exact pe tavan. Și ăsta? Fără niciun fel de situație, nu niciun fel de majuscule, de probleme. Ori îl pui pe tavan, ori le-au și îl pui la vor. Vedem cum ne hotărâm. Dar de ce nu-ți place aici? Care e ideea? De ce nu rămâne aici geamul ăsta? Păi nu rămâne, că rămâne dormitor. Păi nu s-ar putea să rămână. Rămâne dormitor la mine. Și să mai pun la living. De unde mai am? A, asta e problema, că tu n-ai, tu vrei living-ul cu geam, nu? Da, asta vreau, dar pot să mai scot o sticlă de aici, că văd că e dublă, să că poate să rămâi doar cu una, să una să pui pe poartă. De la care? De la geamurile astea? A, nu merge. Cred că nu. Nu? Nu se poate desprinde pe jumătate. Și ăsta cum îl prinzi înapoi? Ăsta, geam, cum îl faci la loc? Păi dacă rămâne aici, nu mai am nevoie să nu, nu, dacă vrei să-l astupi. Sau... E simplu. E simplu cum îl faci, cum astup gaura? Da. Păi e simplu ca bună ziua. E simplu ca bună ziua. Că vin cu o placă de rigid de aici până aici, pe lung, așa. Și s-a astupă tot. Exact cum face ăia, peticii, dar peticește asfaltul, dar peticii tavan. E foarte simplu situația. Bate niște sting de acolo, acolo, din nou, așa, și pac, am trecut cu o taire, am făcut o traiectorie și nu l-au bun și la gara. Și peretele ăla de ce să-l dărâm? Ăsta galben în dreapta. Păi trebuie. De ce? Trebuie, trebuie demontat ca să anulăm șoarici din el aici, să facem ceva frumos, ceva rustic. Să anulăm șoarici. Să anulăm șoarici și să facem ceva frumos. Dăm șoi cu un lavabil, culoare, ca lumea. Nu o să mai fie așa spart, găurit, o să fie ceva splendid o să iasă.